Începutul acestei săptămâni a fost unul intens pentru pompierii romașcani, dat fiind faptul că aceștia au intervenit în special pentru lichidarea incendiilor de miriște. În această perioadă a lunii august, după o secetă extremă, iată că vremea imprevizibilă, alimentată de inconștiența celor care au provocat accidental aceste incendii, le-a dat de furcă pompierilor. Astfel, prima intervenție a avut loc în localitatea Icușești, unde pompierii au stins un incendiu care se manifesta pe jumătate de hectar de miriște. În data de 23.08.2016, în jurul orelor 11 și 12, detașamentul de pompieri român a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru Apelul de Urgență 112 pentru un incendiu de vegetație uscată produs în localitatea Icușești. Ne-am deplasat la locul intervenției cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar în momentul susținut cu intervenție s-a constatat că incendiul se manifesta pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, sub forma mai multor focare, s-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar cauza probabilă de producere evenimentului reprezintă fumatul în locuri nepermise. Următoarea intervenție a avut loc în localitatea Făurei, de această dată fiind vorba de 2 hectare de teren afectat de flăcări. Tot în data de 23.08.2016, în jurul orei 21 și 12, am fost solicitați pentru un incendiu de vegetație produs în localitatea Făurei. În deplasat loc intervenție cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar în momentul sosit la locul solicitării s-a constatat că incendiul se manifesta la o miriște de paie, sub forma mai multor focare și suprafața incendiată fiind de aproximativ 20.000 de metri pătrați. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar cauza probabilă de producere a evenimentului reprezintă fumatul în locuri nepermise. În timpul intervențiilor, pompierii au ținut tot timpul cont de faptul că direcția instabilă a vântului puternic, în combinație cu flăcările și scânteile degajate de incendii, ar fi putut afecta oricând construcțiile din apropiere.